Bun găsit, doamnelor și domnilor! Rămânem pe linia legendelor, dar înainte de a vă prezenta invitatul din această seară, rog colegii de la cameră să vină arate și cu siguranță că le recunoașteți. Marius Lăcătuș, despre care nu mă îndoiesc că știți o grămadă de lucruri, el fiind, repet, una dintre legendele fotbalului românesc, 20 de trofee la care se adaugă cele de anvergură, cele internaționale pe care le cunoașteți, e vorba de Cupa Campionilor Europeni și de Supercupa Europei. Marius, cum te simți așa când te scoli dimineața și n-ai servici, ca să zic? În primul rând, bună seara! Noi am început să mă obișnuiesc, sigur că nu, deocamdată nu a trecut așa o perioadă lungă. Eu cred că un an de zile nu e așa mult. Pentru antrenor nu. Am avut la dispoziție acest timp liber și am profitat de el să mi-l petrec împreună cu familia și să revăd sau să văd pentru prima oară anumite locuri din țară unde poate înainte nu am reușit să ajung. Așa că această vacanță prelungită cred eu că mi-a prins nu și că îmi priește. Rău. Nu, deloc. Bine, lumea știe, tu ai și o casă în Spania, din păcate, la Oviedo. Din păcate, n-ai cum să ajungi acum acolo, nu? Și să vrei. În Spania am plecat imediat după ce n-am mai antrenat Steaua. Imediat după aceea am fost o perioadă de 3 luni de zile, 2-3 luni de zile în Spania. Anul trecut, deci, din iulie, august până în octombrie am fost plecat în Spania. Da, le mai spun eu celor care se uită la noi că performanțele lui Lăcătuș sunt cu atât mai notabile de reținut cu cât el a jucat și în străinătate. Un an la Fiorentina și doi la Real Oviedo în Spania și totuși are, cum vă spuneam, atâtea succese pe plan intern. Deci cum te lupți cu pandemia aceea? Altfel ești, am văzut, foarte în regulă, cu mască, adică ești... Mă conformez regulile. Te conformez... No, sigur că este greu, dar nu numai pentru mine. Mă gândesc la faptul că poate sunt alte persoane, mă gândesc la oamenii mai în vârstă, la copii, care cred eu că au de suferit mult mai mult decât mine. Fata ta nu mai e nici ea copil, are și ea. Nu, 20 și cât? 25. 25, Marius a făcut și el 56 și eu 57, deci ce să facem? Bătrânim toți. De asta nu scapă nimeni. Da. Spune-mi, a fost pentru tine despărțirea de Steaua, vă rog, clubul de care te-ai legat toată viața, a fost un șoc, te așteptai? De fapt, ai plecat tu sau ți-au sugerat ei că ar fi bine să pleci? După ce ai ratat promovarea, nu? Nu, chiar cei din conducerea clubului, comandantul din acea perioadă, am avut o discuție după ratarea promovării și chiar dorea să continui în cadrul clubului. Nu discutasem încă pe ce funcție să rămân, dar am crezut că nu este cazul să continui și să îmi iau o pauză, să vină altcineva care să încerce să ducă la bun sfârșit ceea ce eu n-am reușit. Adică a fost, ca să înțeleg exact, abandonul tău, nu ți-au zis ei pleacă, Marius? Că... Nu. Singurii care pe undeva așa mi-au cerut socoteală au fost anumiți suporteri care cred eu că nu au avut un comportament tocmai nimerit. Sigur că era dureros, era al doilea an în care nu reușeam să promovăm, dar și noi și jucătorii, ca și ei, sufeream foarte mult deoarece nu reușisem această promovare. Și acest lucru, comportamentul pe care l-au avut, v-am spus, unii dintre ei după jocul cu Carmen în play-off, mi-a lăsat așa un gust amar. Pe ce? Te-au înjurat după ce, cum să spun, te-au venerat o întreagă viață cu ăsta e așa, destinul. Așa este, e adevărat, dar eu cred că ei ar trebui să țină cont și de faptul că în momentul când am venit în țară și când am început discuțiile cu cei de la clubul Steaua, practic erau în stare să începem și de la juniori cu o echipă ca să o antrenez și să încercăm să ajungem în ligile superioare, nu conta perioada. Atunci, știți cum e, Marius Lăcătuș a fost bun, că a fost alături de echipă, de club. După aceea, sigur că...
comportamentul la un moment dat, unora încetez să mai fi bun. Mă rog, nu era în intenția mea să începem cu asta, dar te întreb, ce viitor crezi că are echipa asta, clubul sportiv al Armatei? Da, eu cred că depinde foarte mult de ei. În primul rând mă refer la antrenori, la jucători, de rezultatele care le obțin. Pentru că din punct de vedere extrasportiv, cred că au toate condițiile necesare pentru a putea ajunge acolo unde cu toții ne dorim, cei care am fost implicați, cei care sunt implicați și probabil încă mulți alții care au fost la această echipă. Mariu, știi bine că există un curent împotrivă, adică lumea zice, dom'le, ministerele, inclusiv Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, dom'le, să nu mai aibă echipe, toate echipele să fie private. Care e punctul tău de vedere? Eu nu cred că ar fi prima echipă din Europa care nu ar fi o echipă privată și ar putea să evolueze în Liga 1. Exemple mai sunt și până Serbia, și până Rusia, și dacă până nu Rusia, mă înșel. CSKA Sofia e încă echipa română. Nu, și în Bulgaria, Sofia, nu, și în Moscova. Rusia, și în Serbia, așa că nu cred că ar fi prima echipă. Dar din discuțiile care le-am avut eu în perioada petrecută la club, niciun moment nu s-a gândit la faptul că această echipă, în cazul în care ar ajunge în Liga a doua și după aceea, sigur, mai departe spre Liga a întâi, să depindă numai și numai de Ministerul Apărării Naționale. Adică poate să găsească se gândesc, da, s-au gândit și se gândesc probabil în continuare la o colaborare, exact, o colaborare cu persoane sau, eu știu, chiar o persoană, dar din câte am înțeles eu și-ar dori să fie mai multe persoane care să fie implicate, să nu fie cineva care să fie majoritar. Exact, mai mulți acționari. Auzi, Marius, între CSA Steaua și FCSB, cred că n-are rost să te întreb, deși tu ai antrenat și FCSB-ul. Am antrenat tot Steaua. Tot Steaua era, nu era încă FCSB? Nu. Ne întoarcem și la perioada aia. Am antrenat Steaua și am antrenat Steaua care juca în Ghencea. Exact. Aici e o întreagă discuție. FCSB să fie primit în Ghencea, pe nou stadion, să nu fie... Iarăși. Părerea mea cred că contează mai puțin. Cei care vor hotărâ sunt probabil cei din conducerea ministerului și conducerea clubului. Ei sunt cei care vor lua decizii în ceea ce privește administrarea stadionului, modul în care vor face. Dar eu cred că în cazul în care Steaua va ajunge să joace în Liga a doua anul viitor, nu ar fi o mutare tocmai bună din partea FCSB-ului, chiar dacă ar avea posibilitatea să vină să joace acolo, pentru că nu cred eu că ar fi primis cu brațele deschise și nu neapărat poate jucătorii, antrenorii, ci mai ales cei din conducere. Și bănuiesc că și tu ai spus că suporterii vor reacționa într-un anumit mod văzând FCSB-ul. Pozitiv în niciun caz. Pozitiv în niciun caz. Dar acum, mărturisesc că eu n-am văzut niciun meci al lui CSA Steaua, e și greu de pronunțat. Vine lumea? Se poate pronunța Steaua. Păi lumea venea. Acum n-am da. Nu, suporterii au fost tot timpul alături de echipă, indiferent unde jucam, că jucam acasă, că jucam în deplasare, erau alături de echipă și erau o prezență care... destul de numeroasă. Cred că erau poate foarte multe meciuri din Liga 1 care n-aveau număr de suporteri în tribune. Miu zicea, cred că Miu declara de curând că dacă va juca în Ghencea, Steaua va avea și 25.000 de spectatori. Crezi? Bine, este greu de spus faptul că vor avea 25.000 de spectatori. Acum nu mai are nimeni 25.000, nici echipa națională. Da. Dacă vor promova poate în Liga a doua, acolo sigur numărul lor va crește de suporteri. Dacă vor juca și se va inaugura stadionul și vor juca pe Steaua, cred că... În mod normal, stadionul se va deschide. Nu, dar dacă vor fi în Liga a doua și dacă se va da drumul la suporteri pe stadioane, cred că numărul suporterilor steliști din acea zonă, în mod cert, se vor axa să vină la jocurile Stelei, indiferent dacă vor fi în Liga a doua sau, eu știu, a treia. Da, da. Bun,
Marius, CSA Steaua e Steaua adevărată sau FCSB? Această discuție. Eu niciodată n-am uitat ceea ce am realizat și datorită cui am realizat lucrurile pe care le-ați amintit dumneavoastră mai înainte. Adică eu sunt alături cu sufletul de echipa din Ghencea. Pentru că practic acolo m-am realizat și ca sportiv și ca om și întotdeauna când se va apela la mine, voi răspunde prezent. Adică sufletul meu este alături de această echipă. De FCSB nu pot să vorbesc prea multe pentru că deja au trecut o perioadă foarte, foarte lungă de când n-am mai avut legături cu cineva de acolo. Ei sunt în Berceni, joacă pe Arena Națională, legăturile mele cu ei practic sunt inexistente și este o echipă pe care pe mine nu mă reprezintă. Bun, dar ai lucrat totuși cu Gigi Becali, ca să nu zic sub comandă. Da, dar v-am mai spus. Și... am lucrat când echipa era Steaua și jucam Ghencea. Dar și n-ai mai păstrat legătura, nimic? Nu. Ați plecat printr-o ruptură sau ați plecat prieten, ca să zic așa? Bine, nu pot să spun că suntem prieteni, pentru că cu Gigi e greu să fii prieten. Sunt foarte puțini care pot spune că sunt prieteni cu Gigi. Dar nici n-am plecat dușman. Adică nu, eu cel puțin în ceea ce mă privește. Nu sunt un om dușmănos și nu port pică nimănui. Nu a fost să fie în acea perioadă să obțin rezultatele pe care și eu mi le doream și el, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne purtăm pică unul altuia. Fiecare cu drumul lui. Corect, dar nu vezi cum e viața de antrenor? Hent tocmai la dat apare pe Bălănii, care vorba aia câștigat campionate și în Belgia și în Portugal după renunțat, 25 de zile. Adică, și a renunțat la o altă echipă unde contractul și cred că era mult mai mare și pe o perioadă mult furat, mai lungă. Să zic așa, din Emirate, unde câștiga o avere, l-au pus și după 25 de zile i-au dat cu piciorul. A gândit și el, probabil, s-a gândit la faptul că este un campionat pe care îl cunoaște foarte bine, cel din Belgia, era... în mod cert, mult mai aproape de casa pe care o are în Franța și probabil de aceea a gândit... Da, a optat pentru Hand, dar uite că a optat greșit. Care, sincer vorbind, este și o echipă bună, de top din Belgia. Vicecampioană. Da. Marius, deci ca să înțeleg, colaborare cu Gigi Becali oarecum exclusă. Dacă acum vine Gigi Becali și zice, Marius, am nevoie de un antrenor la FCSB. Te duci? Mai ales că antrenorul FCSB-ului înțeleg că are coronavirus zilele astea. Nu, niciun caz. Nu. Legăturile noastre s-au încheiat, colaborarea care am avut-o. Eu niciodată nu am vorbit urât despre Gigi Becali sau despre FCSB. Este strict drumul lor, problema lor, eu am drumul meu, dar ca să mai antrenez FCSB-ul, nu, acest lucru nu se va întâmpla, pentru că... Este exclus. Exclus, da. Dar bine, n-ai vorbit urât, e adevărat. Asta e o observație pe care nu te super că o fac. Pe cât ai fost de îndârjit ca fotbalist, ca jucător, de-aia ți se spunea și fiara, și o să vorbim despre asta, pe atât de, cum să spun, de concesiv ești, că ești socotit un antrenor cum se cade, să zic așa. De unde toată lumea s-a așteptat să fii zbir. Nu, sunt. Când este cazul, sunt și zbir. Când sunt deranjat foarte tare. Dar nu a fost cazul în această relație. Și mie v-am spus, nu mi-a plăcut să vorbesc urât despre nimeni de acolo de unde am mâncat o pâine. Fie că a fost albă, fie că a fost cozonac. Da, asta e un lucru neagră. Frumos. Am încercat să nu intru în discuții contradictorii cu acele persoane. Să evit acest lucru. Nu cred că este normal să faci public anumite lucruri din moment ce ai la dispoziție telefonul, dacă ai și numărul persoanei respective, poți să ai o discuție în privat. A mai fost cazul și când a fost ceva, am discutat în privat, nu prin intermediul presei sau televiziunii. Da, acum, Marius, fără să intrăm în amănunte, stilul lui Becali de a conduce, mă rog, de a se băga în toate, te-a deranjat sau a fost ok pentru tine? Becali de atunci în niciun caz nu era Becali de acum. Adică se băga mai puțin. Dacă stăm și ne uităm un pic chiar și la declarații, care știți foarte bine că el nu poate să-i pună nimeni Batista la gură să nu vorbească. Sau pumnul în gură, cum se spune. El ce are de spus, spune. Ceea ce gândește el spune.
Dar înainte, cred că nu era chiar atât de slobod la gură și foarte multe lucruri care le spune acum nu se întâmplau atunci, pentru că... Nu, și probabil că nici nu se băga atât de nu, des. Nu, în niciun caz. Sigur că și atunci și pe vremea aceea mai dădea anumite sugestii, dacă nu crezi că ar fi bine să joace X în locul lui Y... Dar nu îi impunea. Nu, nu. Adică atunci nu s-a întâmplat să te sune pe bancă, spune bagă-l pe ăla, scoate-l pe mine, nu, pentru că eu n-aveam telefon. În general nu ești un tip care să iubești celularul, am nu, observat. Nu, deloc. Nu, și nu cred că este nimeni ca antrenorul să aibă telefon pe bancă. Dar sigur că mai suna pe bancă pentru că mai sunt oameni din conducere care stăteau pe bancă. Era Ianuli, atunci? Da, mi se transmitea și mie acest lucru, dar până la un moment dat, când cineva... Te făceai că n-auzi. Nu, cineva a fost inspirat și mi-a zis, când mai sună și vrea să vadă pe cineva în teren, scoate-l la încălzire, să-l vadă că se încălzește și după aia vezi tu dacă îl bași sau nu. Și atunci stă și el liniștit în tribună și nu mai sună. Da, zice... Și am făcut acest lucru și să știți că a funcționat. Da, interesant. Adică a văzut că execută ce am transmis, dar de fapt... Zici ca el și faci ca tine, să zic așa. Păi până la urmei, Nea Ovidiu, știți cum e, că antrenorul răspunde. În momentul când rezultatele sunt pozitive, probabil meritul e al patronului. Sigur. În momentul când rezultatele sunt negative, răspunde antrenorul. Și dat afară. Și eventual 2-3 jucători. Corect. Hai să ne întoarcem un pic. Tu ai început... Nu, cine ți-a zis fiara? De unde până unde fiara? Că trebuie să ții minte. Din câte mi-aduc eu aminte... Cei din Galeria Stelei. A, cei din Galeria Stelei ți-au zis fiara? Da. Nu. N-a fost în ziar sau... La Brașov nu eram chiar așa fiară. Eram... A, de atunci, încă de când jucai la Brașov? Nu, zic, acolo nu eram și nu a fost... A, nu erai așa fiară. La București ai făcut. Am mai crescut și eu și sigur că să te impui undeva într-o echipă, în primul rând trebuie să ai evoluții foarte bune. În al doilea rând... trebuie să demonstrezi faptul că, indiferent de adversarul pe care îl ai în față, nu ai rețineri. Și probabil de aici, comportamentul meu de pe teren, modul în care mă implicam, i-au făcut să... Da, tu aveai temperament de lider, dar interesant, știi ce e, Marius, că l-am dat, ai jucat cu Hagi, care iarăși este o personalitate marcantă. Care era șeful, să zic așa? Păi aveam și noi șefii noștri. Așa, avea șefii ierarhici. Eu vorbesc în teren. Și în teren. Mai erau alții care erau și îi respectam foarte mult. Mă refer la Tudor Stoica, Loții Bioloni, Piții. Deja adică, o generație... Adică erau jucători cu o experiență mult mai bogată decât noi și indiferent de ceea ce făceam noi în teren, eu, Hagi, Balin sau Belo, sigur că ne vedeam lungul nasului și știam unde suntem. Erau mai bătrâni, mai... Erau și erau oamenii de la care, în mod cert, aveai ce să înveți. Da, cu Hagi n-ai intrat niciodată în contact, fiind două pietre tari, să zic așa, în contact, în conflict. Nu. Nu, cu Gică chiar știu că în momentul când a venit era un pic așa temător și eram noi jucătorii care eram mai tineri, sigur că am încercat să-l facem să se simtă cât mai bine la echipă, pentru că indiferent cum te cheamă, în momentul când mergi la o echipă nouă, după o performanță pe care acea echipă a obținut-o, mă refer la câștigarea Cupei Campionilor, nu este foarte ușor să te integrezi și să te impui ca și titular. Dar Gică, știți felul lui de a fi și s-a făcut foarte repede plăcut și s-a adaptat foarte repede în cadrul echipei. Ce zici de schimbarea lui de atitudine, faptul că s-a retras de la antrenorat? Cum ai comenta? Am tot vrut să-l sun, să-l întreb care a fost motivul, dar am zis că poate mai încolo, să mai treacă o perioadă și... Nu știu, mă gândesc la faptul... Vezi că echipa nu merge fără el. Cred că este singurul motiv, ar putea fi, zic eu... Dacă are vreo ofertă de undeva, de la o echipă din străinătate, unde să meargă și să mai schimbe, ca să spun așa, aerul. Pentru că 10 ani sau câți are el petrecuți la... 10 ani de muncă silnică, să zic așa. Exact. Și Gică, sincer vă spun, și mie îmi place fotbalul, cred că și altor
antrenori sunt dedicați și fac lucrurile așa cum cred ei de cuvință și cât pot de bine, dar Gică ne depășește pe toți în această privință. Cred că dacă ai sta cu el 24 de ore din 24, ar vorbi numai de fotbal. Preocupările pentru fotbal sunt pe primul loc. Înțeleg că ați rămas prieten, da? Deși da, nu vorbiți bine, nici el nu e unul foarte locvace, să zic. Bine, și el e... Nu, mai vorbim din când în când, sigur, dar el atunci era prins, mai tot timpul el e pe teren, de câte ori îl sun, că da, nu știi programul, de... el e ori cu era cu echipa de senior, dacă nu cu juniorii de la elită, dacă nu cu ceilalți juniori superviza antrenamentele de la juniorii mai mici, adică el majoritatea timpului era prins. Ți-aduce aminte că la nunta ta cu Mariana a fost și Hagi? Da. Aia cum sunt numele? Avem niște imagini. Hai să vedem imaginile de la nunta, să ți-aduce aminte. După ce că joacă bine fotbal, mai și dansează bine. Da. Dar nu e frumos, dar nu e bine să aduce aminte cât eram de tineri odată. Marius, fotbalul Steaua, a fost vorba aia, echipa care a câștigat Cupa Campionilor și Supercupa, da, după meciuri mai era și câte un chef, câte o bere, câte... Aproape tot timpul. Da? Era obiceiul, nu? Că Iovan și Bumbescu erau campioni, să zic așa. Aia bine, eu cred că lumea exagerează în ceea ce îi privește. Bine, așa a rămas vorba, da. Nu? E un semn de nostalgie, nu de condamnare. Știți cum e, în momentul în care mergi la un restaurant, da, și dacă ai băut 2-3 pare de vin, ai băut 3 sticle. Da, lumea, și te-ai îmbătat. Lumea mai exagerează câteodată. Dar în ceea ce privește ieșitul, atât cât puteam și unde puteam pe vremurile acelea, ieșeam de foarte multe ori. Chiar și în timpul săptămânii, după antrenament, erau zile în care poate dacă aveam un singur antrenament și a doua zi la fel urma un singur antrenament, ieșeam împreună cu familie, ieșeam la prânz, mâncam împreună și stăteam la masă. Și dacă erau jocuri care se disputau după amiaza și aveam posibilitatea să ieșim la un restaurant seara sau în acele timpuri, la modă în București era Melodiu, unde era Nea Viorel Păunescu. Da, da, exact. Și acolo ne făceam veacul dacă era cazul, dacă era un joc important și reușeam, eu știu, o calificare sau câștigarea titlului, sau mergeam, de ce nu? Nu, dar lumea nu înțelege și în general condamnă. Nu, asta unește, întărește o echipă, auzi, spiritul, familiile, cu copiii. Eu cu... cred că în acea perioadă noi ne petreceam foarte puțin timp acasă cu familiile. Eram aproape tot timpul în cantonament pentru că eram jucători care jucam și la echipa națională, erau cupele europene, jocurile din campionat și cred că ne petreceam, eu știu dacă ajungeam o zi sau două pe săptămână acasă. În acele zile sigur că încercai pe cât posibil să te relaxezi, să ieși undeva, să stai, să te simți bine. Nu înseamnă asta că săream calul, pentru că practic nici nu aveai cum, că la, știți, da, foarte bine, la 10 jumate, 11, cel târziu, deja restaurantul trebuia să fie gol. Dar încercam să mai ieșim și pe la munte, pe la Sinaia, pe unde puteam. Da, vă cunoștea lumea, da? Adică da. Era... Adică da, normal, dar nici nu ne ascundeam, adică nu puteam să spun, nu zic... Să zici că mergeam undeva într-un restaurant, într-un separeu, să ne închidem acolo, să nu ne vadă nimeni. Pentru că mai trebuie să mergi și la toaletă. Unde? Mai... La Drumețului? Unde vă duceați de regulă? La Drumețului nu foarte des. Drumețului nu e cel de acum. Nu era. Da. Marius, mai am eu o întrebare aici notată de Crăițoiu. Crăițoiu ți-a urmărit foarte atent biografia. E adevărat că atunci când ai venit de la Brașov, la Steaua, înainte ai avut o discuție cu Dinamo? Nu, eu... Aici ne-am mitit că Dragomir poate să... Femeia ei stătea pe bancă la Dinamo. Da, era cu pălăria aceea, cu... Așa, și ce a făcut? Tot timpul ai avut așa un aer de rebel, să zic, sau chiar erai rebel, că te mai luai și cu generalii de la... MAPN în gură, în cazul în care nu se țineau de promisiuni.
cu... Nu mă luam de așa. Eu să știți că nu eram și nu sunt genul de om care să mă iau ca boala de omul sănătos. Adică întotdeauna dacă sunt lăsat în pace, nu sunt deranjat și nu mă face să însară țandăra, nu ripostez. Dar în momentul în care eu sunt un om de cuvânt, în momentul în care, că vorbeam de generalii de la Steaua, în momentul în care vii și promiși ceva, aștept ca acea promisiune să fie soluționată. Dacă nu se soluționa, sigur că ripostam. Auzi, Marius, ce? Promisiune ce erau? Banii în principal, nu? Nu numai banii, erau și alte probleme. La o echipă sunt, de exemplu, eu stăteam la hotel, îmi doream să mă mut, Mariana vroia să vină în București, să stea cu mine, pe vremea aceea la hotel nu puteai să intri... Da, decât dacă erai soț și soție. Exact, Mariana nu putea să intre decât dacă o dădeau ca fata unui nu știu ce general de nu știu de unde, adică... Și mai erau unii dintre generali care ziceau, da, o să-ți dăm apartament, o să-ți dăm o garsonieră, stai liniștit. Și trecea timpul și nu se rezolvau problemele. Și până la urmă ți-au dat? Da, da. După cât timp? Păi nu după mult timp. Sau dacă nu mă înșel, cred că chiar după Cupa Campionilor, dacă nu mă înșel. Bun, atunci după Cupa Campionilor ai luat și tu un aro, nu? Da, păi da, au luat toți. Cum? Toată lumea a luat câte un aro. Și l-ai vândut imediat? Nu, am mai exersat un pic să conduc, să văd cum e. Era, nu aveam mașină, chiar dacă luasem cu practic campilor. Era prima ta mașină. Da, și învățam să conduc pe ea, practic. Păi noi mergeam la stadion, marea majoritate dintre noi, erau foarte puțini care aveau mașină. Noi mergeam de la Haiducului, știți unde e hotelul, aproape de... până la stadion mergeam pe jos, nu... Auzi, Marius, și cu cât l-ai vândut? Că Duc Adam l-a vândut cu 200 de mii, aici în emisiune, Balint cu 250? Cred că acolo, cu Balint, eu am găsit pe cineva, acum nu mai mi-aduc, Movilița sau nu știu, cred că în drum spre Urziceni. Da, da, Movilița. Cred că, da, de acolo la... Zarzabagi, da, în zonă. Știu că am numărat la bani de... Că n-avea, avea și de 10 lei și de 5 lei. Era greu de numărat. Până la urmă i-am dus la CEC și i-a numărat doamna de la CEC. Da, că toți suntem la discuția asta care, mă rog, a început și care nu se mai termină. Steaua sau Dinamo în epocă, care crezi tu că era mai influentă dintre ele, mai tare? Și, pe urmă, să vorbim și de finala aia din 88. Mai influentă? Păi, eu nu pot să spun Steaua. Pentru că n-avea cum să fie Steaua. Prin ce și prin cine? Prin Valentin, zice lumea. Nu era genul de om. Și nu este genul de om care să facă lucruri care, eu știu, să avantajeze pe cineva în momentul în care nu merită acel lucru. Adică, cel puțin din câte știu eu și slavă Domnului, am vorbit cu domnul Valentin și vorbesc în continuare. Când ai vorbit ultima oară, că te întreb? Ultima oară, cred că acum 10 zile, maxim. Nu era genul de om care să implice în discuție, eu știu, cu adversarul sau cu arbitrii ca să rezolve un joc. Doamne ferește! Nu-i conveneau deloc aceste lucruri, nu-i plăceau. Și era întotdeauna... un timp discret, eu nu l-am cunoscut. Nu, și întotdeauna el spunea, dom'le, dacă merităm, merităm, dacă nu, nu. Toți foștii jucători ai Stelei vorbesc foarte frumos despre el. Nu, el chiar ura. Mai erau jocuri, poate, în care... adversarii venind în Ghencea, nu știu, motivele, poate le era frică, le era teamă că, vezi, Doamne, le dăm foarte multe goluri, mai veneau și spuneau, domnule, haideți să ne bateți la două goluri și totul va fi bine, stăm liniștiți. Dacă era și în preajma unui joc din cupele europene, pentru noi ca și jucători, sigur că ne convenea că nu eram întinși așa la maxim, să spunem, înaintea unui joc de cupele europene. Lucru pe care Valentin nu le suporta. Și țin minte că am fost certați de vreo două, trei ori bine, rău de tot. Chiar a fost o perioadă în care o lună și ceva n-a venit pe la stadion datorită unui asemenea meci. Bun, acum sigur tu ai dreptate. Sunt convins sau aflu că nu-i plăcea să se bage. Pe de altă parte, numai faptul că era
alături de Steaua crea o tensiune și tot ce e posibil, o influență. Tot ce e posibil, dar asta nu înseamnă că cineva era amenințat sau, eu știu, îi se impunea să facă anumite bine, lucruri. Acum să văd, adică din câte știu eu și din discuții, nu, din discuțiile pe care le-am avut și le-am cu dânsul, eu îl cred pe el, pentru că nu cred că este genul de persoană care să nu-și asume anumite lucruri. Întotdeauna când face anumite lucruri și le asume. De altfel, circulă vorba, nu știu cât e de adevărată, că Valentin l-ar fi pus pe Mircea Lucescu la Dinamo. Știi ceva de asta? Nu, ai auzit măcar? Nu. Acest lucru, acest subiect chiar nu l-am discutat. Am auzit o discuție vis-a-vis de faptul că Nea Mircea și-ar fi dorit într-o anumită perioadă să vină în Ghencea. Lucru la care Valentin cred eu că nu a fost de acord. Da. Bun, hai să ne venim să vorbim și de finala aia din 88. Când Steaua, știe toată lumea, nu mai luăm de la capăt, s-a retras de pe teren, la Vadim Tudor l-ar fi influențat pe, cum îi zice, cel puțin așa pretins nu Vadim. Nu putea să fie Valentin influențat. Cum... Da, că i-ar fi spus generalului, nu știu, hai să... Nu. Nu, Valentin, după joc, ne-a spus că a fost decizia lui, pentru că ceea ce a văzut el din tribună, faptul că golul marcat a fost un gol înscris regulamentar și a fost anulat pe nedrept, și de aceea el a hotărât, pentru că el a considerat că noi suntem adevărații câștigători ai cupei și nu mai era cazul să continuăm. Și până la urmă, da, și v-ați retras de pe teren, Dinamo... Da, și chiar am fost la masă împreună. După aia, Exact, seara, după meci imediat. Până la urmă, cupa aia la cine a ajuns? Păi nu știu... Că a luat-o Dinamo atunci, după aia... A luat-o Dinamo, după aia ne-a adus-o nouă și, dacă nu mă înșel, cred că ne-a Cristi Gațu, era comandantul clubului și a renunțat la acea cupă, dacă nu mă înșel eu. Că... Suntem încurcați la statistică. Nu știu dacă ai 21 de trofee sau 22 de trofee. Că nu știm pe aia unde să o punem, știi? Sunt prea multe. Da, Marius, dincolo de această rivalitate, eu mi-aduc aminte de secvența aia, de momentul ăla în care pentru gesturile obscene Andone a fost anunțat că scos din viața sportivă. Ia povestește-ne momentul ăla. De asta spun că sunt multe lucruri care să... Eu... Vă spun lucru care mi l-a spus Valentin și nu... Așa. În momentul în care Andone a făcut aia, Valentin nici nu era în tribună. Andone s-a dus la margine către tribuna oficială și a făcut niște gesturi. Valentin nici nu era. Să le zicem obscen. Valentin nu era în tribună, era la toaletă, i s-a relatat după aceea ceea ce a făcut Ando. Da, sigur că Valentin nu le-a pus la suflet. Dar cei care au luat decizia de suspendare a lui Andone, din câte mi-aduc eu aminte, probabil... Knefsu era pe de, nu, Federație. Dinamo. A, Dinamo a hotărât ca să preîntâmpine scandalul? Exact. Probabil de teama să nu fie suspendat pe o perioadă de nu știu, eu știu câți ani. Sau a zis, las că îl suspendăm noi. Îl suspendăm noi ca să întâmpinăm un pic... anumite decizii care ar putea fi luate de către cei din conducerea CNES-ul sau Federației. Dar Valentin chiar n-a avut nicio treabă. Bun, cu și Ando. Intervenția ta în ce a constat? Nu, noi după meciul cu Danemarca și la meciul cu Danemarca, dacă vă aduceți aminte, dacă Valentin era o persoană, eu știu, ranchinoasă sau dacă... Răzbunătoare, dacă avea ceva cu Andone... Bănuiesc că Andone nu juca titular la acel meci, ținând cont de faptul că Bumbescu era pe bancă. Deci l-ar fi cerut să joace Bumbescu și probabil, nu Andone. Probabil, deși el nu făcea acest lucru. Sunt convins de faptul că nu i-a impus lui Neimi vreodată nici la Steaua, nici la echipa națională vreun jucător. Dar după meciul cu Danemarca, sigur ne-am calificat, am fost la Melodii și l-am întrebat pe domnul Valentin dacă dorește să vorbească cu Andu. Bineînțeles, l-am întrebat și pe Andu. Vă zic, bă, hai să punem capăt la toate discuțiile astea, să puneți capăt la toată nebunia asta, să aveți o discuție ca între bărbați, suntem bucuroși acum, calificare,
este, am crezut eu că era cel mai bun moment pentru... Era un moment prielnic să se lămurească lucrurile. Și au discutat împreună acolo la o masă. Valentin i-a explicat că nu are absolut nimic cu el, să-și vadă de treabă în continuare. Andone și-a văzut de treabă, a jucat în continuare titular la echipa națională fără nicio problemă. Deci, practic, intervenția ta a constat în faptul că ai mediat această întâlnire. Exact, această discuție care a avut loc acolo. Bun, Marius, ai zis de Ienei. Antrenor bun, antrenor rău, antrenor... Cel mai bun. Cum să cad? Pentru mine, Neim este cel mai bun antrenor. Cel mai bun antrenor român? Da. Sau cel mai bun antrenor care ai lucrat tu, că e o diferență. E bine, am lucrat cu mulți. Dar eu cred că rezultatele vorbesc. Din moment ce Neemi a reușit împreună cu noi să câștige Cupa Campionilor, nu cred că a făcut un alt antrenor român acest lucru. Vezi că intră în discuție și Iordănescu, nu mai vorbesc de... Păi după aia urmează, după Cupa Campionilor, e Supercupa Europei, unde a fost Neapuiu. Și Halagian pe unde îl plasez? Nu, eu întotdeauna le-am mulțumit tuturor, pentru că de la fiecare am învățat câte ceva, fiecare cu stilul lui de a fi, cu problemele lui, cu modul lui de a antrena și de a gândi fotbalul. Întotdeauna eu i-am apreciat pe toți. Și slavă Domnului, am avut antrenori de la care să învăț. Inclusiv Halagian, Nea Mircea Lucescu, Coidum, Nicolae Pescaru. E discuția aia, altă discuție care a început și nu se va sfârși niciodată. Cine a făcut echipa aia Steaua 86? Halagian sau Ienei? Știi povestea, că știu povestea, fiecare are un alt punct de vedere. Eu cred că în primul rând cel care a reușit să aducă toți acești jucători la echipă a fost Nea Ion Alexandrescu. Da. Fără dânsul Dumnezeu să-l ierte, nu cred că puteau fi aduși acești jucători. Pentru că Nea Ion, dacă își punea în minte să aducă un jucător la Steaua, îl aducea. Da, și avea o diplomație extraordinară, exact. Și o abilitate. Eu l-am cunoscut și mi-a fost foarte drag. Dânsul a adus jucătorii. Eu nu cred că i-a adus nici domnul Halagian. Poate li s-a cerut părerea, dar când a venit domnul Halagian la echipă, eu mi-aduc aminte, practic, că au venit Bărbulescu, Bumbescu, Radu 2 și Loții. Da, adică 4 jucători. Dar deja erau jucători cu care se discutase. Adică, din ce știu eu, Neam deja discutase și oricum, indiferent de situație, erau jucătorii stele. Chiar mi-aduc aminte. Și îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, pentru că nu poate să infirme sau să confirme ceea ce spun eu. Ilie, Dumnezeu să-l ierte. În momentul când a auzit că vine antrenorul domnul Halagian, n-a vrut să mai vină la Steaua. Dar până la urmă Neon l-a convins. Deci după părerea ta, artizanul stelei care a câștigat Cupa Campionilor e Ion Alexandru. A fost Ion Alexandrescu. Faptul că a reușit să aducă toți acești jucători și să joace împreună la Steaua, sigur, după aceea intervine partea tehnică, da, sigur, acolo unde acolo meritul principal are, cred eu, Nea Emi. Pentru că Nea Florin a avut o perioadă foarte scurtă la dispoziție, în care corect. Au fost 7 etape, dacă nu mă înșel eu. Corect. Era destul de greu să formeze o echipă puternică care să ajungă în situația să câștige Cupa Campionilor în 7 etape. Marius, ai jucat împreună cu atâtea moștri sacri, să zic, ai fotbalului românesc. De care te-ai simțit cel mai aproape? Care e cel mai bun prieten sau a fost cel mai bun prieten al tău din fotbal? Ai, dar mi-e greu, nu știu. Mi-e greu să spun. Belo, Balint, Hagi. Nu, la început noi eram, și eu și Mariana, eram foarte atașați de familia Ioman. Așa. Adică eram aproape tot timpul împreună. Mariana cu Sabina, a fost soția lui Fane, erau ca și surorile. Petreceau foarte, foarte mult timp împreună. Sigur că după aceea, la noi, nu pot să spui, domne, eram mai prieten cu ăla decât cu celălalt, pentru că eram foarte apropiați.
dar și la echipa națională, pe timpul petrecut acolo și la echipa de club, n-am cum să-i omit pe cei de la Dinamo, care am rămas prieteni, care avem relații foarte bune, Răducioiu, Lupescu, Andone, chiar Mișa Klein, Dumnezeu să-l odihnească, adică au fost foarte mulți jucători și de la Dinamo, cu care eram prieteni, sunt prieteni și probabil vor rămâne prieteni în continuare. Deci era rivalitate pe teren și prietenie după meci. Nu aveai cum altfel, pentru că v-am spus, era foarte mult timp petrecut în cantonament cu echipa națională și n-aveai cum să nu legi o prietenie pe parcursul zilelor petrecute acolo, în așa fel încât, eu știu, la ora jocului, în momentul când, Doamne ferește, cineva, unul dintre noi, că era de la Dinamo, că era de la Steaua, să nu sărim să ne ajutăm între noi. Și atunci, sigur că lucrurile acestea nu poți să le uiți. Rămân, da. Spune, Marius, se pare, sau astăzi e opinia că pe vremea aia se cam exagera cu cantonamentele. Azi din ce cantonamentele sunt din ce în ce mai scurte. Părerea ta care e? Ești pro sau anti-cantonamente? Bine, sigur că știți cum e, nici mie nu-mi plăceau. Și nici... Nici jucătorilor, nici atât, sigur. Nici ca antrenor n-am încercat. Am încercat să nu fac cantonamente așa prelungite. Dar înainte, aceasta era metoda de pregătire. Țin minte că mergeai în pregătire cu echipa de club, poate 2 săptămâni, mai ales iarna. Am fost odată cu Nea Mircea Lucescu, mi-aduc aminte, am fost într-un cantonament de 1 lună jumate, aproape 2 luni. Când am fost plecați până în America de Sud, până... Da, da. Adică cantonamentele erau foarte lungi și obositoare. Pentru că nu mergeai, să spui, într-un loc, colindai dintr-o țară într-alta, cu jocuri amicale, dar... Jocuri care, până la urma urmei, ne-au prins, zic eu, bine. Pentru că au fost jocuri în care noi, mai ales jucătorii mai tineri care eram la echipa națională, aveam posibilitatea să evoluăm mai multe minute în aceste jocuri amicale. Corect. Totuși, meciurile oficiale, să zic așa, erau mai rare pe vremea alea, aia. Alea nu prea le prindeam noi, mai rar. Bun, hai să vorbim despre echipa națională și să începem cu Iordănescu. Ai participat la Mondialul din 90, ăla de referință pentru tine cu golul marcat lui Dasaev. Îmi spunea cineva, fac o paranteză și vorbesc cam mult în seara asta, că în liceu fiind nu agreai deloc limba rusă și că te-ai răzbunat marcând gol în meciul cu RSS-ul de la Mondiale din Italia 90. E adevărat, din păcate, nu știu, nu-mi plăcea. Poate și datorită faptului că în general, eram la limba rusă și probabil cum eram toți, marea majoritate a elevilor în acea perioadă, cum eram trecuți la limba de rusă, era limba de avansați, iar din clasa a 5-a când începeai engleză sau franceză, ce alegeai, erai la începători. Da, da, era rusa, ai rusa era de bază. Rusa era iar obligatorie, la liceu, în clasa a 9-a și a 10-a, aveam, mi-aduc aminte, rusă marțea de la 7 dimineața și joia de la ora 2. Parcă nu prea îmi venea să mă trezesc la 6 să merg la limba la rusă. Ora de limba rusă. La 7, iar joia terminam orele la ora 1. Să stau până la 2 în liceu ca să fac limba rusă, iarăși. Lucru care nu mi-a căzut. Dar nu prea s-a lipit limba rusă. Nu s-a lipit de mine și nici profesorul de limba rusă nu cred că i-a convenit foarte mult, pentru că practic nu mi-a încheiat media și nu am putut să dau treaptă. Da, bun. Spuneam deci că ai marcat gol în Italia 90, ai participat la turneul final din 98, la Euro 96, dar mare absență la campionatul mondial din America 94, World Cup, unde, legat de asta, avem și o declarație a lui Iordănescu și revenim cu discuția. Consider că pe Lăcătuș l-ai nedreptățit, că nu l-ai luat la... Mare nedreptate i-am făcut și lui Lăcătuș. Și am mai spus lucrul ăsta, am greșit, mi-am... cerut iertare, dacă poate, sau scuză, dacă...
Și m-a bucurat enorm de mult că am simțit că chiar m-a înțeles și m-a iertat. I-am făcut cea mai mare nedreptate că nu l-am luat în Statele Unite. E adevărat? Da, ați avut o discuție și a cerut scuze, cum zice el? E adevărat, a fost, neapoi a venit la mine acasă și pentru că stăm în cartier acolo, era aproape. Drumul Sării. Da. Și a venit la mine acasă, am avut o discuție ca între bărbați. Asta e mult la cât e Iordănescu de orgolios să vine la tine și pe acasă. Mine, și pe mine m-a mirat faptul că a venit. Am discutat, pentru mine a fost un subiect încheiat. Sigur că mi-aș fi dorit foarte mult să... E adevărat că ai plâns atunci când ai auzit că... Că nu te ia? Nu că am plâns, dar nici bine nu mi-a căzut. Țin minte că eram în Turcia în vacanță și Mariana, când a văzut că nu sunt în apele mele, se apropia începutul campionatului mondial din Statele Unite, mi-a zis, bă, dar decât să suferi pe aici în vacanță, te văd că nu vorbești, nu ai glume cu nimeni, mai bine mergem la București, ne urcăm în avion și mergem în America și vezi meciurile acolo pe viu, lucru pe care l-am și făcut. Da, și ai fost pe banii tăi, să zic, da, așa, în America. Da, ca să nu lipsești de echipă. Sigur că m-a durut faptul că n-am fost acolo, mai ales că s-a realizat o performanță foarte mare pentru echipa națională. Am fost la un pas de semifinale. Dar după aceea, încet, încet, sigur că am început să-l înțeleg până apoi. Faptul că a obținut rezultatele care le-a făcut cu jucătorii pe care dânsul și-a dorit acolo, cu toate că eu cred că în ceea ce mă privește nu a fost 100% decizia lui Neapuiu, dar lucrul acesta nu l-am discutat cu dânsul. Da, acolo în America ai vorbit cu el? Da, da. Ai ne-am fost, văzut, ne-am văzut. Ai fost la echipă? Am fost la hotel, da. Și ai vorbit cu el. Și cine crezi tu că îl putea influența pe Iordănescu? Nu, știu, am bănuielile mele, dar decât să greșesc mai bine... Cineva din fotbal sau cineva de mai sus? Din fotbal. Din... Cineva din fotbal. Bun, spunem, mai o strească să discutăm, adică trebuie să discutăm și de accidentul lui Ardeleanu, căruia ai lupt piciorul și pe nicio care problemă. Practic l-ai scos din fotbal. Nu l-am scos eu din fotbal, ne-au zis. Bun. Nu, eu sigur, cred că cariera lui n-a mai fost aceeași. Este cu totul și cu totul altceva. Sigur că eu nu cred că există în lume jucători care să spui, domne, a intrat pe teren cu gândul să-i rupă piciorul cuiva. Pentru că un picior nu se rupe așa când vrei tu și cum vrei tu. Da, da. A fost un accident. O intrare dură. A fost o intrare dură din lateral, ghinionul meu și al lui, l-am prins cu piciorul pe pământ și mi-aduc aminte foarte bine că la acel joc chiar aveam ghete cu crampoane de gumă. Deci nu aveam crampoane ascuțite care să spui că... Dar acest lucru s-a întâmplat. Eu am încercat pe cât posibil după acel accident să am grijă de el în continuare, să facă operația, să-și facă recuperarea, să stea la București. Da, el recunoaște că tu ai plătit operația. Vorbisem să rămână și la hotel Haiducului, vorbisem cu cei din conducerea clubului, să rămână acolo, vorbisem unde să-și facă recuperarea pe o perioadă mai lungă, dar el, nu știu, și îl cred, faptul că stai într-un hotel undeva în București, singur, departe, poate de prieteni, de familie, a preferat să meargă la Bacău. Ce s-a întâmplat după aceea cu recuperarea lui, nu știu, el cert e că după aceea a avut o perioadă în care a mai jucat. Da, da, mai dar, jucat un pic la alt nivel, da, e adevărat, dar... La alt nivel, dar să știți că după accidentare, după operație, eu am trimis la Bacău bani, lăsând la o parte operația. Am trimis, cred că i-am trimis banii pe care el îi câștiga în vreo 2 ani de zile la Bacău. Și înțeleg. Cred că Pițurcă este martor, la ce știe foarte bine și el, că eram împreună și cu Nea Viorel când am dat banii cuiva ca să-i ducă. Dacă banii au ajuns la el, asta chiar nu mai știu. Da, dar era mai păstrat. Era o persoană care era apropiată lui și cred că nu a ținut banii pentru el. N-ai mai păstrat legătura, adică n-ați mai vorbit în timp. Nu, atunci nu. Așa în timp n-am mai vorbit. Bun, mai am o întrebare legată de un Mercedes pe care l-ai fi primit și tu după World Cup 94,
de la George Păunescu, care era unul din sponsorii naționalei, deși tu nu jucasești în America, e adevărat? Păi nu, Mercedes-ul a fost dat pentru calificare. A, deci nu pentru turneul final? Nu, nu, nu. Pentru calificare la campionatul mondial. Și atunci firește că... Așa considerat că... nea George Păunescu, nu știu motivele. Probabil dânsul așa a gândit, a spus că sunt banii lui... Când a dat 12 mașini sau câte a dat? Da, a dat la toată lumea câte o mașină. Nu știu dacă 12, cred că mai mult. Sau poate mai multe, mi-aduc eu aminte. Da. Și dar, ce ai făcut? L-ai vândut, nu? Da, dar probabil dânsul s-a gândit la faptul că eu în acea campanie am jucat 7 meciuri din 10, titular. Da, da. Nu dacă, am apucat. Dacă Mercedes a fost pentru campanie, e ok. Nu am apucat să joc. El a fost dat după turneul final însă și de-aia am rămas eu cu impresia. Nu, nu, a fost pentru calificare la turneul final. Bine, că au fost discuții și aici. Că Neapoiul chiar m-a întrebat dacă am vorbit eu cu George Păunescu vis-a-vis de acest lucru. Lucru pe care eu n-aveam cum să-l fac, să mă duc să îi spun domnului Păunescu, știți, dați-mi mie mașină sau dacă nu mă ia la mondiale, nu-i dați lui mașină și mi-o dați mie. Sau dar ce de... nu i-a dat lui Iordănescu? Din câte știu eu, nu. Da, exact. Mi-aduc aminte că a fost o discuție și... Marius, suntem pe final și sunt întrebările alea de 100 de puncte. Cea mai frumoasă amintire din fotbal? Din cariera de jucător vorbesc. Nu poate fi decât finala Cupei Campionilor. Finala Cupei Campionilor. Cea mai urâtă bănuiesc că e accidentarea lui Ardeleanu totuși, nu? Sigur că nu. Adică nu cred că, v-am spus, nu cred că există jucător în lume care să nu sufere după o asemenea întâmplare. Pentru da, practic, i-ai făcut rău unui om totuși. Exact. Numai eu știu prin ce clipe am trecut acasă. Sigur că aici nu mă compătimesc, pentru că persoana care trebuie să fie compătimită e el. Da, el a fost cel accidentat. Dar să știți că nici mie nu mi-a fost bine, pentru că știam sigur ce mă așteaptă. Ținând cont și de faptul că vorbeați că eram mai impulsiv, că eram fiara, da, că eram... Vezi că nu s-a uitat, au trecut exact, adiția. Eram sigur că lucrurile acestea nu se uită și mi se vor aduce aminte... Sigur. Din asta, când în când. În general, lucrurile rele rămân mai... Păi alea ies în evidență. Mai apăsat decât cele bune. Cel mai mult alea ies în evidență. Spune, m-am zis eu că ești top scorerul, golgeterul Stelei în cupele europene cu 16 goluri. Cel mai frumos dintre ele? Nu știu dacă a fost cel mai frumos, dar cred că a fost golul, lăsând la o parte golul din finală de la 11 metri. Dar cred că golul cu Göteborg, un gol pe care nici eu nu știam că l-am marcat și care mi-a rămas așa întipărit în minte. A fost o fază în care am căzut în careu și cred că a fost 11 metri, sigur. Dar în cădere am lovit mingea cu călcâiul, ceva dubios. După aceea nu știam cine a marcat, mă uitam la Pițurcă, mă uitam la un alt coleg, ei veneau să mă îmbrățișeze. De-abia când am văzut relorile, mi-am dat seama că practic eu am fost autorul golului. Tu, să zici, autorul golului. N-am insistat asupra finalei de la Sevilla, dar spune-mi un lucru, din ce am vorbit și cu Balint și cu ce, se pare că tu ai fost între puținii care ai crezut că Steaua poate să câștige meciul ăla. Primul a fost domnul Valentin, care eu când l-am auzit că la începutul campaniei a spus anul acesta... vreau să câștigăm Cupa Campionilor sau cel puțin să jucați finala. Eu am crezut la început că nu prea se pricepe la fotbal. Noi Steaua așa dintr-o dată, dintr-o echipă care de foarte mult timp nu mai ajunsesem prin turul 2 în cupele europene să câștigăm Cupa Campionilor. Și iată că vorbele lui s-au adevărat. Sigur că pe parcursul jocurilor până ajunge la finală, practic rezultatele și modul în care ne exprimam în teren ne-a dat și nouă încredere și speranța că putem să ajungem până în finală și de ce nu chiar să câștigăm. Pentru că observasem și noi Barcelona la jocurile pe care le-au avut și nu era, chiar dacă era o echipă din Spania, nu era o echipă, să spunem așa, de speriat.
Bun, dar de declarațiile mai noi, să zic, al lui Gigi Becali, că FCSB ar putea să mă câștige astăzi Champions League, ce părere ai? Eu zic că este o utopie, că nu se va întâmpla niciodată. Nu, eu nu cred că se va întâmpla. În primul rând, datorită faptului că dacă stăm și ne uităm la jocurile din Champions League la ora actuală, echipele care participă la cel mai înalt nivel, practic, sunt niște multinaționale. Exact, și cu niște bugete fabuloase. Noi am prins o perioadă în care erau doar 3 jucători străini, nu evoluau foarte mulți jucători străini. Acum, practic, valorile au ajuns să joace la 4-5 echipe, 6, și de obicei cam acelea ajung să joace sferturi de finală, eu știu. Cam aceleași, da, a devenit o afacere. Mi-e greu să cred, mi-aș dori din suflet ca o echipă din România să mai ajungă măcar să joace în grupe sau să treacă de grupe, dar cred că și acest lucru este poate un vis. Da, am ajuns la sfârșit. Mulțumesc, Marius Lăcătuș, mulțumesc dumneavoastră, doamnelor și domnilor, care sper că v-ați uitat la noi. Vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine.